Românii vor beneficia în acest an de două zile libere prilejuite de Sfântul Andrei și de Ziua Națională a României, față de o zi liberă cât a fost în anii trecuți. Astfel, pe 30 noiembrie și 1 decembrie nu se lucrează, așa că mai nou codul muncii prevede 12 sărbători legale în care salariații ar trebui să stea acasă. Potrivit legislației muncii, salariații nu lucrează pe 1 și 2 ianuarie, primele două zile ale Paștelui, pe 1 mai, în prima și a doua zi de Rusalii, de Sfânta Maria, pe 15 august pe 30 noiembrie și 1 decembrie și în primele două zile ale Crăciunului.